Strada Izvoare, una dintre cele mai circulate din municipiul Piatra Neamț, de-a lungul căreia își au sediul peste 30 de firme, este peticită cam de două ori pe an. Marcajele stradale lipsesc cu desăvârșire, iar mulți dintre șoferi sunt nevoiți să circule pe contrasens pentru a evita zonele periculoase din șosea. Imediat după trecerea la calea ferată, până în dreptul Tipostim, începe marea aventură pentru șoferi care trebuie să facă slalom printre capacele de canal, găurile și porțiunile cât mai înalte, cât mai joase. Există vreo 3 panouri de trecere pentru pietoni, dar nu și marcajul pietonal în sine, ca și cum vreun pieton ar avea curajul să se angajeze în traversarea acestei străzi. Mașinile circulă cu viteză destul de mare pe anumite porțiuni, probabil din dorința conducătorilor auto de a scăpa cât mai repede de chin. Localnicii din zonă, mulți dintre ei șoferi, spun că acțiunea peticirea se face în fiecare primăvară și în fiecare toamnă. Nu vedeți cum circulă? Vedeți, da? În fiecare an, de două ori, reparăm mașinile. La începutul anului, că iarna e dezastru și toamna, când încep ploile, iară. De umplu găurile, asfaltau drumul de 3 ori pe an, știți, de 3 ori pe an. Vin, măsoară groapa cu metru, că i-am văzut, unul stă pe țeavă, scrie, da? Iar doi măsoară. Și pe urmă vin pălmașii și toarnă cu un pic, cu un cancioc, cu un pic de smoală, pe urmă toarnă bitumul și pe urmă trece mașinăria și gata. Asta e tot. Așa se asfaltează drumurile. Am asfaltat, ne-am făcut planul. Unde-i bitumul? Unde-i bitumul ăla? Unde este? Când plouă, vizibilitatea se reduce considerabil și participații la trafic trebuie să dea mare dovadă de concentrare pentru a evita accidentele. Vă convine drumul? Vă place? Nu, foarte rău. Mașina se strică? Da, se strică, reparăm, asta e, ne învățăm. Așa e România. Prost, foarte prost. Foarte prost, drumul distrus. Destrugem și mașinile. Angajații unei firme de curierat din zonă spun că bugetul pentru reparația mașinilor se mărește de la un an la altul și nu înțeleg de ce se tot cheltuie bani pentru plombarea străzii, când aceste sume adunate ar ajunge pentru asfaltarea a 2-3 străzi din oraș. Cireașa de pe tort este faptul că strada preluată de Consiliul Județean de la primărie, tocmai pentru un proiect de modernizare, nu poate fi asfaltată pentru că firmele de construcții înscrise la licitație se tot contestă una pe cealaltă în justiție de mai bine de un an de zile. Vorba unuia dintre șoferi, sub orice critică.